Bună ziua și bine ați venit la Hotel Belvedere din Brașov. Astăzi, împreună cu colegii mei, vom pregăti piept de rață și vedeta va fi dovleacul. Pieptul de rață o să-i facem față pe brasieră, după care o să-l băgăm la cuptor. Pieptul de rață se pune întotdeauna cu pielea pe plită. Lăsăm să se caramelizeze foarte bine, după care îl asezonăm cu sare și piper și îl băgăm la cuptor la o temperatură de 120 de grade, 10-12 minute. În prealabil, dovleacul l-am curățat, se rade, se trage la tigaie cu puțin unt, sare, puțin piper și scorțișoară. Zahăr nu punem, deoarece dovleacul el este dulceag. Sarea și piperul balansează puțin gustul. Am ales dovleacul deoarece foarte mulți nutriționiști îl folosesc în diete. Este un foarte bun oxidant în care este folosit în dietele pentru cei bolnavi cu probleme cardio și în general cei care au probleme cu colesterolul. Tarta o băgăm la cuptor. Între timp, rața am întors-o, partea cu piele s-a caramelizat, iar acum o băgăm la cuptor undeva la 12 minute la 120 de grade. Întotdeauna se pune cu pielea în sus, deoarece grăsimea să pătrundă în carne și să se caramelizeze. Ca virgulă garnitură care este acompaniază rața, avem și, în afară de tarta cu dovleac, și îi zicem noi biscuiți cu parmezan, biscuiți din parmezan umpluți cu ganaj de cremă de ardei gras copt. Iar pentru aceasta avem nevoie de parmezan, lapte, un gălbenuș de ou, făină. Lăsăm câteva secunde, de fapt câteva minute, ca parmezanul să absoarbă din lapte, să se umple, sau mai bine să se hidrateze, pentru că parmezanul este uscat. După ce s-a hidratat și s-a adăugat făina, compoziția este de consistența aceasta. Se face un șnur, se taie și se rulează. Se bagă la cuptor la o temperatură de 200 de grade, maxim 6-7 minute. Aici avem ganajul din ardei gras, ardeiul s-a copt, se mixează, se reduce până are o consistență a unui pireu. Se asezonează cu sare, piper, zahăr și puțină miere de albine. După care se umple biscuitele. Tarta este gata. O să-i dăm puțin luciu cu ulei de aromat cu cimbrișor de pădure. O lăsăm să se răcorească puțin, după care o tăiem. Ca garnitură, pe lângă tartă, o să avem și frunze de sfeclă roșie. Și avem bucata de tartă. Este facturia piept de rață, tartă cu dovleac, legume, biscuite din parmesan și pan de șpan în bucătărie.